Hai, salut, băieți! Bine v-am regăsit la un nou videoclip. În videoul de astăzi o să vă ofer câteva sfaturi și tipuri, tricuri, să zic așa, cum să faceți mai ușor și mai eficient trofeele, ca să nu să vă chinuiți chiar atât de tare cu Trophy Road-ul, să zic așa, sau na, în diferite stagii în care vă blocați. Dar înainte să începem cu sfaturile, nu uitați de butonul de like, de subscribe și acel clopoțel ca să primiți notificare ca de fiecare dată. Astea fiind spuse, hai să trecem și la sfaturi. Prima metodă, cam și cea mai eficientă care ar trebui să o știți, dacă, de exemplu, pușați și vreți să faceți un anumit gol de trofee, trebuie să știți acest lucru. De exemplu, aveți toți brawlerii 600, da? Pentru că acest lucru contează. Trebuie să-i pușați pe toți la același nivel. De exemplu, vedeți și voi, dacă pușați în trofee și nu vă pasă de rank-uri, trebuie să-i pușați pe toți. Să zicem că golul vostru este undeva să aveți pe toți 700. Începeți cu toți pe rând să-i pușați, nu trebuie să vă începeți nici cu brawlerii cei mai buni din meta. De exemplu, puteți să luați un brawler bun, de exemplu Sandy, puteți să-l pușați rapid 700, după aia luați 2-3 mai slăbuți, așa să zic, nu știu, care nu vă plac, de exemplu, Jackie, poate multora nu le place Jackie, multora nu le place Mr. P și așa mai departe, începeți să-i pușați pe rând, de exemplu, ca să nu stați foarte, foarte mult cu brawler pe care nu vă plac și care nu sunt chiar atât de buni. Ăsta este un sfat și pentru trofeele mari, de exemplu, cei care pușează și sunt în top, trebuie să îi pușați pe toți 1000, de exemplu, dar secretul este în felul următor, pentru că pe lângă timpul pe care îl investiți și trebuie să jucați o grămadă de timp ca să îi pușați, este și matchmaking-ul, da? Bine, deocamdată ladder-ul este destul de mort, toată lumea se joacă la Power League, dar trebuie să știți faptul că odată ce pușați în trofee mari, să zicem vreți să-i faceți pe toți 1000, da? Începeți cu 2 brawler, să zicem, buni. Desigur, vă trebuie și cu echiperi care să aibă brawleri buni, adică foarte, foarte buni în meta actuală, nu știu, Jean, Sandy, Max și așa mai departe, Stu, Crow și așa mai departe. Deci cam ăștia, ar trebui să-i aveți mereu în echipă. Și iar brawlerii trash, să zic, care nu sunt buni și na, nu prea sunt atât de viabili, de exemplu Dynamite, care este un brawler destul de dificil de pușat, nu știu, mai sunt brawleri precum Leon, Gale, B și așa mai departe, sunt brawleri care sunt destul de dificil de pușat, de exemplu și Bo, Mortis, Nani și așa mai departe, sunt niște brawleri mai dificil de pușat, așa că trebuie să-i luați pe rând, trebuie să scăpați, depinde și de matchmaking, fie jucați doar un singur game mode, pentru că asta este specific la chestia asta, jucați un singur game mode dacă cam vă durează undeva la 10 ore, să zicem, să scăpați de ceva playeri mai bunicei și după care începeți să urcați foarte, foarte lejer. Desigur, odată ce ai jucat, să zicem, 10 ore pe un singur game mode, ai pușat câțiva brawleri, să zicem, de la 800 la 900, ai dus undeva la 3-4 brawleri, pentru că average-ul, de exemplu, puteți să pușați undeva la 500 de trofee pe zi, 600, 700, 800, depinde cât puteți și cât de mare este win rate-ul vostru. De asemenea, cel mai important, sincer, tip și trick care ar trebui să-l știți dacă vreți să pușați este să, am mai zis și mă repet, este să aduceți toți brawlerii la același nivel de trofee. De exemplu, aveți brawleri precum 500, 600, 700, da? Începeți cu cei mai low, aveți 500, îi pușați pe toți 600, după care începeți lejer, 650, de exemplu toți, 700 și așa mai departe. Este o metodă foarte, foarte eficientă și chiar dacă sună banal, chestia asta o să vă ajute la trofeele voastre totale și nu o să stați chiar atât de mult să pușați. Puteți să vedeți cam cât ați putea să faceți cu anumiți brawler, de exemplu sunt la momentul actual, vedeți și voi, eu am terminat Trophy Road-ul 50.000 de trofei și nu am jucat chiar atât de mult, dar la momentul actual sunt 47 de brawler, da? Puteți să faceți un calcul matematic, de exemplu, dacă îi aveți pe toți, puteți să faceți 47 ori 750, de exemplu, să-i duceți pe absolut toți 750 și vă rezumă un anumit nivel, gen, un anumit, cum să spun, overall-ul pe care îl faceți de trofee, dacă îi duceți pe toți 47 brawleri la 750 de trofee fix, deci acesta este un gol pe care trebuie să-l faceți toți, chiar dacă spuneți că este greu și nu puteți, totul depinde de să nu renunțați, să pușați eficient, de exemplu am spus nu trebuie să pușați
de exemplu, toți brawlerii buni și după care să aveți doar brawlerii slabi și care nu vă place să-i jucați, trebuie să-i luați pe rând, ori începeți cu cei slabi și luați câte unul bun pe parcurs, ori începeți cu cei buni, de exemplu, unul bun și îi luați pe ceilalți mai slăbuți sau care nu vă place să vă joci, să-i jucați, de exemplu, pentru că la fel am folosit și eu. Vedeți și voi, nu-mi place să joc absolut deloc Bo, este un brawler pe care îl urăsc și nu-mi place să-l joc. Mai sunt brawler precum Gale, Leon și așa mai departe, care sunt destul de greu de pușat. Bine, la trofele 600, 700, 800 nu sunt chiar atât de greu, dar încolo 900, 1000, 1100 sunt destul de dificili, pentru că oamenii joacă decât meta și o să fie cam aiurea. De asemenea, trebuie să știți acest lucru, chiar dacă pierdeți un match, 2, 3, 4, 5, 10, nu trebuie să renunțați, pentru că până la urmă nu puteți să câștigați absolut fiecare match, este aproape imposibil să câștigi fiecare match, din 100 de match-uri poate pierzi 5, poate pierzi 10, depinde și de coechipier, depinde de compul acestora, pentru că, de exemplu, luați un comp care nu are chiar atât de mult damage, este mai mult de control, vine un Poco Double Tank, vă dărâmă și după care scade moral și așa mai departe, nu trebuie să vă afecteze un match în un lose. De exemplu, mai sunt și etapele în care pierdeți mai multe trofee, de exemplu pierdeți 5 meciuri la rând, pierdeți 6 meciuri la rând, mi s-a întâmplat și mie, mi s-a întâmplat chiar să pierd 10 meciuri la rând, nu aveam un brawler bun, mă enervam, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțați, puteți să schimbați, de exemplu, brawler, luați altul și după care reveniți la acel brawler cu care ați scăzut. Sunt niște metode pe care trebuie să le abordați și voi, nu trebuie să pușați un brawler, de exemplu, average-ul vostru, trebuie, de exemplu, să știți care vă este limita, de exemplu, dacă nu puteți să pușați peste 800, încercați să-i duceți pe toți 700 prima dată și după care începi să-i duci cât mai mult, cât poți tu, dar trebuie să-i aveți pe toți echivalentul acesta. De asemenea, cum găsiți coechipier, pentru că multă lume zice, nu găsiți coechipier, nu am 20.000 de trofee, nu găsesc cu cine să joc, de aia mă joc solo sau chestii de genul. Acesta depinde de clan, da? Sunt clanuri bune, sunt clanuri slabe, de exemplu, puteți să căutați absolut orice clan, dar chestia cea mai importantă este ca să găsiți cu echipier de nivelul vostru și de trofeele voastre este să intrați într-un clan care limita, să zicem, aveți 20.000 de trofee, da? Limita este de 18.000, de exemplu, așa, și cel mai mare din clan să fie, nu știu, 22-23.000, da? Este un lucru destul de important ca clanul vostru să fie, mă rog, clanul care îl alegeți și vreți să intrați în el, trebuie să fie la un anumit nivel de trofee ca și al vostru. Nu intrați în unul mai mare. De exemplu, limita este 30.000, voi aveți fix 30.000, iar acolo sunt player doar peste 35.000 de trofee și așa mai departe. Pentru că o să jucați cu playeri care au deja trofee mult mai mari decât voi, o să vă chinuiți, o să vă enervați și o să pierdeți mai mult. Așa că trebuie să vă găsiți cu echipieri cu care știți că puteți să pușați, puteți să căutați, de exemplu, la lupă, este aici o lupă care puteți să o folosiți, merge destul de ok pentru 600-700, depinde și de voi. Desigur, mai sunt și meciuri proaste, mai sunt și greșeli între coechipieri și așa mai departe, dar odată cu timpul și cu cât mai mult investiți, puteți să ajungeți la un anumit de trofee pe care vi-l propuneți. De exemplu, aveți 20.000, da, încercați să faceți prima dată 25.000 de trofee în sezonul acesta. După care, sezonul viitor, dacă mai aveți chef să jucați, puteți să încercați 30.000, pentru că nu o să vă resteze chiar atât de mult. De asemenea, mai luați brawler pe parcurs și așa mai departe, pentru că într-un fel este și greu să-i duceți dacă nu-i aveți maxați. Contează foarte, foarte mult să-i aveți și maxați, pentru că, na, sunt brawler care contează star power-ul, de exemplu, pe Surge. Surge este un brawler foarte, foarte dificil să îl pușați dacă nu aveți gadget și star power. Deci, acest lucru pe Surge este absolut necesar, pentru că gadgetul îl face pe acest brawler. Dacă fără gadget nu prea obții power-ul 2, fără acest star power service ice cold, odată ce faceți level-ul 2 și muriți, o să-l păstrați. Iar dacă nu ai acest star power, este foarte, foarte dificil să îl pușezi, mai ales în trofee mai măricele, este destul de greu. Deci, sunt anumiți brawler pe care îi trebuie star power, de exemplu și pe 8-bit, vă trebuie neapărat star power. Până la urmă sunt cerințe destul de mari, dar chiar dacă nu-i aveți full maxați, încercați să se duceți cât mai mult posibil, 700-800, dacă se poate, pentru că până la urmă power 7 este destul de decent, să zic așa, dar țineți minte, o să vă fie mult mai greu pentru că se schimbă matchup-urile. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că se schimbă matchup-urile? Înseamnă că tu dai mai puțin damage cu un anumit
un anumit level de damage, să zic așa, în loc de 560 dai 540 pentru că nu ai caracterul maxat. Asta o să schimbe diferite interacțiuni între alți brawleri, pentru că o să dai cu un hit mai mult, de exemplu un alt brawler și așa mai departe, de-aia o să rămână alți brawleri, nu știu, 100 HP, 200, 300 și așa mai departe, doar datorită acestui lucru, pentru că nu aveți brawlerul respectiv maxat, iar damage-ul nu este corect cum ar trebui. De asemenea, Power 9, dacă l-aveți deja Power 9, să știți că interacțiunile sunt la fel ca și cu ceilalți, doar că Star Power-ul diferă. Alte sfaturi pe care ar trebui să le știți este să vă alegeți un game mode care vă place să îl jucați. De exemplu, dacă vă place Gem Grab, jucați doar Gem Grab, nu încercați alte game mode-uri, scăpați de un matchmaking pe un singur game mode. Nu încercați diferite, nu încercați toate game mode-urile, să zic așa, pe rând, pentru că la fiecare game mode joacă anumiți playeri, da? De exemplu, joci pe Brawl Ball toată ziua, da? După care te plictisi pentru că ai pierdut câteva meciuri sau chestii de genul și treci pe Gem Grab pentru că crezi că o să fie mai ușor, dar dimpotrivă, acolo sunt alți brawleri, alți playeri și o să fie complet schimbat pentru că o să dai de playeri pe care nu ai mai dat deja și o să fie mult mai dificil să pușezi. Îți alegi un game mode care îți place ție cel mai mult, poți să te joci de exemplu solo, dacă ție îți place solo poți să te joci solo. Unde ți este ție mai lejer, acolo ar trebui să pușezi. Astea sunt niște sfaturi, chiar dacă nu este cu game mode, adică cu gameplay aceste video, sunt niște sfaturi pe care ar trebui multă lume, mă rog, majoritatea să le știți, chiar dacă sunt basic, multă lume nu le știa și na. Cam asta a fost și cu videoclipul de astăzi, bă băieți, sper că v-a plăcut și ați înțeles ce am vrut să spun prin acest videoclip. Sunt niște metode pe care puteți să pușați mai lejer. Desigur, depinde și de skill-ul vostru, de tactici și așa mai departe, cât de multe cunoștințe aveți despre joc, ce trebuie să faceți și așa mai departe. Astea le învățați în timp și pe parcurs ce jucați cu cât mai mult, ce jucați mai mult acest joc. Astea fiind spuse, ne revedem data viitoare să aveți o zi sau seară faină, depinde când vedeți acest videoclip, numai bine, pa, pa!